De conac ne leag foarte mult. În genere, dacă nu exista conacul, probabil că nu avea să fie atât de mediatizat satul Zberoaia, fiindcă Boier a fost membru fondator al Academiei Române. Probabil că cunoașteți că pe baza Societății Literare Române s-a format Academia și atunci a fost, prin numire de către domnitor, au fost trei basarabeni numiți în calitate de membri fondatori. Unul dintre ei a fost și Ștefan Gonata. El s-a născut la Trifănești, atunci era, mi se pare, județul Bălț. Tatăl lui a fost mâna dreaptă a boierului Alexandru Balș. O parte din pământurile care sunt acum erau în proprietatea lui Alecu Balș, mai bine zis a soției lui Alecu Balș, Smaranda Sturza. Conacul a fost construit în a doua jumătate a secolului XIX. Se spune că au fost aduși meșteri din Franța, nu știu cât este de corect sau nu, dar un lucru este cert, că olanele sunt din Marseille. Ștefan Gonata a fost unul dintre primii basarabeni care a adus vița de vie din Basarabia și a acomodat-o. A fost un vinificator renumit, nu numai în Basarabia, dar și peste hotarele Basarabiei. Un moment important care și interesant pentru noi este faptul că aici se află un cenotaf. Este vorba de Constantin Crăciunescu, ginerele boierilor, care a fost medic superior pe cui era satul Navarin și care a murit în luptele din războiul ruso-japonez. Clădirea acum este într-o stare foarte avariată și degradează pe an și trece tot mai mult. Noi am încercat, am depus eforturi ca să o reabilităm. Am depus cerere de finanțare, încă când eram la primul mandat, la Agenția de Dezvoltare Regională Centru. Am trecut prima etapă, la doilea etapă trebuia să prezentăm proiectul tehnic și trebuia să facem și un studiu de fizabilitate. Și vă dați seama că pentru o construcție care este un monument de istorie, poate și arhitectural, chiar dacă el ca arhitectură poate că nu prezintă așa mare interes, dar este un monument de istorie care ocrotit de stat, se află în registrul monumentelor ocrotite de stat și n-am dispus de finanță și n-am mers mai departe. După 1940, aici a fost pichet, fiindcă suntem aici pe Mal de Prut, la graniță cu România. Nu știu din ce cauză, adică pichetul a fost ridicat de aici și s-a mutat în alt părți. Aici a fost dislocat un spital. O perioadă delungată a trăit Ecaterina, fiica, adică soția lui Crăciunescu. În 1940, până la 1940, se afla aici. Este undeva menționat Gheorghe Bezviconi, care a fost un mare istoric basarabean. A scris despre nobilii basarabeni și undeva este spus că el a fost aici la conac și a luat date despre familia Gonata de la Ecaterina Crăciunescu. Dar acolo în fund, dacă se vede, era o nișă, o gaură de asta. Pe că în stânga, în dreapta, tot sunt, unde se păstrau vinurile, alimentele.